Țintele vizate au fost obiective militare din orașe controlate de rebeli, precum depozite de muniții, instalații de producție și sisteme radar. Washingtonul și Londra spun că nu vor ezita să continue atacurile dacă va fi necesar. Țări precum Australia, Canada, Bahrain și Olanda au mai participat la operațiunea Prosperity Guardian din Marea Roșie. These are very important actions. The actions that have been taken today, supported by Australia, are about maintaining freedom of navigation on the high seas. They are about maintaining global trade. This decision was not taken lightly. Recent, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat o rezoluție prin care cere încetarea atacurilor Houthi în regiune. Rusia și China, membrii permanenți în Consiliu, s-au abținut. The resolution unequivocally demands the Houthis cease their brazen attacks, which violate international law. It underscores the Council's support for navigational rights and freedoms of vessels of all states in the Red Sea. După izbucnirea războiului în fâșia Gaza, rebelii Houthi au lansat mai multe rachete și drone împotriva navelor care trec prin zonă. Milițiile Houthi susțin organizația Hamas din fâșia Gaza și spun că atacurile sunt îndreptate către cei care susțin Israelul. Marile companii de transport maritim au început să oprească operațiunile în Marea Roșie. În prezent, aproape 15% din comerțul mondial trece prin Marea Roșie.